Băi, băiatule, bă! Nu, n-ai ce zici, e o mașină superbă din față. Mamă, mă, vezi 10 FSI. Băi, băiatule, vezi cum 10. Și suntem aici lângă E8, fraților. Mamă, cum arată în realitate, vă zic sincer că mă rupe primul rând aspectul, nici măcar nu ne-am deschis ușa. Bă, frate, zici că e o jucărie, uite-te și tu. Deci eu cât am? 1.83, cam așa. Zici că e o mașină de jucărie, doamne cât de superbă e. Deci asta este o variantă de care uitasem, adică e o mașină efectiv superbă, cred că trebuie să o și conducem, dar cum arată, eu uitasem de mașina asta, adică oricum nu m-am gândit vreodată că aș putea să-mi iau vreodată o mașină de genul. Hai să ne uităm un pic la aspectul exterior, după câte vedeți, avem aici un pachet carbon, jantele astea frumoase, bine, cred că se poate și mai bine, știți că dacă noi luăm o mașină, o customizăm. Bă, cred că are dreptate, i-am, știți melodia cu nu știu să deschid ușa de la... Bă, ce faci? Ce Opa. Faci? Ia a venit șeful. Nu mai intra repede ce aici, să intre în mașină așa fără mine. Ia, ce vrei să ți iei E8 sau ce se întâmplă, că nu înțeleg. Păi vreau să-l văd în primul rând. N-am bani acum să-l iau, dar de poate atunci, facem. De ce, Păi trebuie să analizezi înainte o mașină, înainte să o iei. Cum așa, așa, de acolo, Haide. Pac, frumos, civilizat. Wow. Te deschide ușa la E8 și... are două locuri? Fii atent, cum zicea Ian în piesă, mulți zic că, domnule, vorbești prostii, nu știi motorizări și asta. Ian a zis V8, asta are V10, nu există E8 cu V10. Nu e 4.0? E motorul de pe Huracan, același motor. 5.2? De 6, cât e? 5.2 sau 6? Ăsta e 5.2, uite, dacă e Huracan. M-a testat, ați văzut? Păi nu știu dacă e Huracan, nu-i Huracan, are 5.2. E motorul de pe Huracan, atunci, care are 666 de cai putere, pentru că asta este performance-ul. Aolo, nu ne place cu cifre de astea. E nebunie, de ce nebunie, știi cum merge asta? Rupe asfaltul, mănâncă asfalt. Putem să vedem motorul? Nu vrei să o și pornim mai întâi sau? Hai să-i dăm o cheie. Hai, dă-i tu. Wow, lo, ce cold start are. Poți să-i dau o clapetă? Da, da. Băi, ești prost. Scăci că la 3 pedale trebuie să o și cumperi. Nu cred. Wow, leu. Băi, băiatule, bă. E stoc? Nu, evacuarea e de la Capristo. E, are evacuare Capristo? Da, de asta s-aude atât de bine. Și miroase așa. Mamă, vreau să-mi bag capul aici. Aer proaspăt. Chiar e... chiar da. Evacuare foarte mișto și, și pachetul exterior, vezi că are foarte multă fibră de carbon. Hai să-ți arăt și motorul. Cum se aude incredibil. Îți zic sincer că nu mă așteptam să aud așa. Pac, ia vezi. Mamă, deci... fără porbagaj, porbagaj pa. Porbagaj ai în față, front bagaj, dacă vrei să-i spui așa. Front bagaj, ok. Mamă, vezi 10 FSI. Băi, băiatule, cum arată 10. Motorul. Bă, dar dacă se strică ceva aici, cum luăm mecanicul, frate? Dacă se strică, se descurcă. Cine o cumpără are bani să o repare. Ah, ok. Nu cred că se strică ceva asta. De fapt, nici nu știu, că nu prea am văzut în București asta, mă mir. Nu prea am văzut că nu prea așa lumea. Asta. Deci, tot ce e super sport, trântești tu și trântești toate astea de fără soft close-uri. Stai dimineața, fii atent. Pui cafeaua aici, frumos. Și stai așa, să te uiți la motor și îți bei cafeaua de pe spoiler. Adevărat. Ia uite aici, zici că e pachete SVJ de la Aventador, cum e fender ăsta, sau cum să-i zic, de carbon. Deci avem așa, avem aici cusăturile, piele în apă așa, cusăturile galbene ca exteriorul. Apropo, culoarea asta de exterior mă rupe. Avem sistemul audio Bang & Olufsen, care e sistemul premium de la Audi, din câte știu. Deci avem aici un display digital, un bord digital, că nu putea, chiar dacă este așa mai pe sport. Volanul, sincer, e tare pentru un volan stock, dar merge schimbat. Adică știți că fratele vostru, primul lucru când își ia o mașină, îi face volanul. Vede niște padele de alea așa, un volan de la șmecher. Dar e șmecher, uitați-vă un pic, numai când vezi butonul ăsta de start-stop aici. Asta e butonul de la performance, nu? Că e Aero Performance. Da. Și uitați-vă că nu are absolut nicio tabletă. Nu stai să îți iei atenția de la condus. Când conduci asta, te uiți doar aici și în față. Mai, de fapt, te uiți în față așa trebuie. Nu stai să te uiți pe infotainment, pe... Apple CarPlay, că ai primit mesaj, că nu știu ce. Totul e pe simplitate. Uitați aici, trei butoane. Uitați-vă cât de simplist a fost făcut aici. Schimbătorul, care nu mă rupe. Cheia, uitați-vă. Bă, asta trebuie schimbată cumva. Nu există. Eu l-am pui la fel. Da? Nu știu, vorule, că n-am avut. Bă, sincer, nu mi se par cele mai premium materiale. Vreau să intri și să filmezi cotiera. Adică, na, uite, e și... uzată și cum, adică nu sunt cele mai premium materiale, dar e o mașină super sport. Ca unele îmi plac să țapene așa, de țin bine, știi? Cele mai wow, dar na. Sunt rigide așa. Nu știu, poate o să-mi iau hate acum că zic aia despre R8, că mă, nebunule, tu conduci
altceva și comentez de rupt. Noi pe vlogul ăsta testăm mai multe mașini pe care eu mi le-aș dori, ca să știm ce ne cumpărăm în caz că ne cumpărăm. Vă zic și eu ceva la prima vedere. Cred că cel mai important aici e felul cum se conduce, cum se aude la condus, cum trage. Cred că asta e cel mai important la un aerob. Bă, și cum arată pe exterior? N-ai cum dacă o și customizezi un pic, dar ce să-i mai faci? Uitați-vă și lipul ăsta de carbon. Ăsta trebuie negru, lucios, făcut urgent, dar nu-i problema, asta e ultima problemă. Bă, uitați-vă cât de mică e, cât de bine arată. Nu știu, după părerea mea, e o mașină care atrage toate privirile. Dar acum, hai să o conducem. Suntem aici cu Daniel, aici la o tură, cu domnul profesor în dreapta, că nu intrăm în animalul ăsta. Dar avem ce să facem, asta e. Wow, 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 cum se aude. Băi, ce rău îmi pare că nu știu să mă joc cu padelele. Jucării de oameni mari. Băi, oricum arată ca o jucărie. Mamă, ce fericit sunt. Ok. Da, e bine și așa, oricum. Cât de frumos e, dau și fa. Wow, 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 wow. Superb. Stai așa, ne înțelegem, asta e un aero performance. Da, aero performance. Și suntem pe modul performance? Nu, acum aici pe dinamic. Dynamic. Și trebuie să apăs pe ăsta. Da, ăla e pe performance. Fac. Numai că vezi că ai control stabilitate redus pe sport. Ok, ok. Adică îți patinează un pic, vezi că ESC-ul e oprit. Cine și-am deja câteva luni când am luat M850RU și nu știu dacă ați văzut vlogul al lui Daniel de pe Plus Auto, dacă nu vă invitați să intrați pe canalul lor să-l vedeți. Când primul meu vlog cu M850RU, nu știam să o mânuiesc deloc, eram atât de panicat când am plecat. Fiind și mașina mea, aveam emoții. Băi, frate, acum simt cât de mare o simțeam înainte și cât de așa. Băi, o simt, zici că știu fiecare centimetru. E mare, adică e o mașină foarte lungă. Ca și seria 4, chiar mă uitam când o parchez de obicei. Nu mă aștept să iei, dar tot timpul am. Wow, vomităm. În față? Da, da, în față, față. Okay. Daniel, uite, nu știu dacă simt cum mi s-a schimbat starea. Nu știu, frate. Deci, după părerea mea, o mașină nu îți dă status social, nu îți dă grade, dar îți dă fericire, jur, pentru tine, așa. Bă, frate, da, asta așa e, am spus și eu treaba asta la aero când am mers cu ea. E o mașină care chiar te face să zâmbești și primești adrenalină instant de fiecare dată când mergi pe ea. Băi, față de un 911, se uită altfel lumea. Până aici că e micuță, deja m-am băgat pe bandă, să trăiți, vă mulțumesc. Ia, și dă-i, ardu. Și nu i-am dat ghinca. Ce ai, bă, e senzație mașina. Băi, uite cum îmi întorci tu mințile. Nu e, deci eu zic, la o mașină și... după ce o să mergi cu 911, o să-ți dai seama că e cu tot o altă mașină și intră cu tot o altă clasă. 911 e o mașină foarte frumoasă, e foarte confortabilă. Ai și mult mai mult spațiu în ea, că na, teoretic ai 4 locuri, dar practic de fapt practic, două locuri. Practic sunt două, dar mai arunci ceva în spațiu. În fine, dar când o să mergi cu ea o să înțelegi, știi, că e altă mașină și în altă clasă. Oarecum ăsta e supercar 911, turboiesul aș băga atât în clasa de supercar, cu toate că el nu e categorisit ca fiind un supercar. Care? 911? Turboiesul. A, turboiesul. Eu îl consider, sincer, la banii ăștia. Turbo ăsta, aero-optul, se consideră supercar? Da, eu l-aș băga la supercar. Și eu, din punct de vedere poziție și putere. Și cum te faci să te simți mașina. Băi, Daniel, îți mulțumesc frumos pentru ocazia asta. Mă bucur că ți-a plăcut. O experiență m-a trezit, dar eu m-am venit aici, m-a trezit la 9 rup de somn. Ți-ai revenit un pic, parcă. Da, sunt în al 9-lea cer. Deci nu-mi vine să cred cum am făcut și la seria 8. Adică îmi doresc de luni de zile urmăresc 911-le și într-o dată vine ceva care îmi rupe capul. Nu, e cu totul la alt nivel mașina asta și inclusiv motor, adică gândește că ai același motor pe care l-ai pe Huracan. Asta aici s-a încheiat discuția. Corect. Chiar vreau să lase oamenii în comentarii ce părere aveți despre Rob. Știu că avem mulți pasionați de mașini în comentarii. Eu nu sunt atât de pasionat, știu puține lucruri despre mașini, dar ați văzut, mereu cu ajutorul vostru luăm deciziile care trebuie și ați văzut că vă ascult părerea. Da.
Cam asta cu Aero. Înainte să trecem la următoarea mașină, am să vă prezint un joc pe care vi l-am mai prezentat în trecut și jocul se numește Mesh Masters. Este un joc foarte, foarte mișto pe care poți să-l joci să treacă timpul mai repede sau efectiv când ai chef să te relaxezi un pic. După câte vedeți aici pe filmare, eu deja am 30.000 de trofee și vă provoc pe voi să intrați pe primul link din descriere, să vă descărcați jocul și să primiți o surpriză din partea mea. Iar cu ajutorul acestui pachet special, vă provoc să strângeți 250 de trofee. După cât vedeți, am intrat aici în forță pe joc. Eu și cu Andreas vi l-am mai prezentat în trecut pentru că ne-am și jucat foarte mult. 30.000 de trofee nu se fac atât de ușor. Ia vedeți aici ce face Cleopatra. Dacă nu vreți să dați click pe link în descriere, poate sunteți pe televizor sau ceva, scoateți telefonul și scanați acest cod QR de pe ecran. Credeți-mă, merită încercat jocul, pentru că și eu în continuu căutam înainte jocuri pe telefon care să fie mișto când aștept ceva sau nu știu, vreau un pic să mă relaxez, să intru pe un joc. Este cel mai bun joc, credeți-mă. Eu, de exemplu, acum joc player versus player, nu joc cu computerul, dar puteți să vă jucați și voi cu prietenii voștri. De exemplu, faci o cameră și eu fac o cameră și intră Andreas și ne jucăm împreună. Bun, o activăm iarăși pe Cleopatra. Aveți primul link în descriere. Dacă descărcați jocul cu acest link, aveți un pachet special de început cu care puteți să vă jucați și să aveți o grămadă de beneficii din start. Hai să trecem la următoarea mașină. Fraților, suntem aici cu o superbitate de mașină și anume un Porsche 911 4S. Este exact ce mi-aș dori eu. Nu am luat un Turbo S la test pentru că oricum depășește foarte mult bugetul, mi se pare foarte scump, dar poate merită pentru că astăzi vom testa acest 911 4S, da? Adică este Carrera S și 4 înseamnă că e 4x4, adică e tracțiune integrală. Doamne ferește, să ne luăm spate. Uitați-vă cât de frumos e. Să începem un pic cu exteriorul. Mie mi se pare că Porsche a făcut o chestie foarte mișto. Uitați-vă, farurile astea din față seamănă și cu cele dinainte de la modelul vechi, nu? Zici că e broscuță. Zici că e broscuță. Nu, n-ai ce zici. E o mașină superbă din față. E o mașină care își ține prețul extraordinar de mult, de-aia mă interesează. Și vreau să înțeleg hype-ul cu ea. Băi, deci am auzit în ultimul timp atâtea păreri de bine despre 911. Toată lumea când i-am zis că, bă, aș vrea o mașină, următoarea mașină, să fie o mașină care își ține prețul, o mașină mișto, sportivă și să fie și luxoasă, de ce nu? Toată lumea Porsche 911. Bă, hai să înțelegem, vreau să o analizăm un pic, să facem niște ture cu ea, să vedem care e treaba cu 911 și vreau să ziceți și voi în comentarii de ce este o mașină atât de lăudată. Băi, dar din spate, cum se vede din spate, uitați-vă un pic. Murim aici. Băi, ce cum e linia asta, băi, frate, și culoarea asta mată. Doamne, mă rupe rău de tot. Mi se pare o mașină ultra sexy din spate. Uitați-vă un pic cum arată. E micuț, așa e. Nu știu dacă 4S-ul e un supercar, dar eu, de exemplu, Turbo S-ul consider supercar. Nu știu de voi și prețul, adică cât e, 260.000? Habar n-am. Nici nu știu să număr până la cifrele alea. Da, mă, ce să zic, aș sta fix așa și cu culorile astea așa de toamnă, cu frunze, aș sta așa toată ziua să mă uit la ea. Bă, chiar e frumoasă rău. Bă, e superbă mașina, nu știu cum să zic. Și culoarea se potrivește perfect. Doamne, doamne, cât de frumoasă e, adică aș sta toată ziua să mă uit la ea. După ce culoare știți, ai fi făcut-o dacă ar fi după tine? Negru satin. Negru satin, nu? Da, negru satin, da. Motorul pe unde e? Pe aici? Pe aici? Bă, da, în cazul în care vrei să pui completare de ulei, cum faci? Bă, habar n-am, nu știu, frate, nu știu. Pare că are niciun buton pe undeva. Crede-mă, n-am nicio idee, după câte văd eu un capac aici. Habar n-am, nu știu, nu mă bag, nu vreau să ating nimic ce nu trebuie. Asta e tare la uși, vezi? Vezi chestia asta așa, știi? Ia. Când pornești mașina, frumos, frumos, n-ai ce să zici. Ia, jantele sunt pe 21. Jante originale de Porsche, după câte văd, dar ar merge ceva mai agresiv, sincer, părerea mea. Ți-am zis, eu făceam negru satin, elemente carbon și niște jante de alea negru albe. Lucios. Nu. Sau albe. Bravo, vezi că nu ești fraier. Bă, ce să zic, pe afară cam atâta, n-am ce să zic, e o mașină superbă și micuță așa, nici nu știu câte kilograme are, cred că undeva la... Aici e raliu, ce e aici, în continuu, deci n-am putut să începem filmarea, că... Așa. Circuit. Câte kilo avea? 1500 maxim? Bă, că care? Are până în 2 tone. Are până în... Bă, cum să aibă 2 tone? Mamă, are... cum e cadrul ăsta? Eu zic că are până în 1500. Ziceți voi în comentarii cât are. Până verificăm. Hai să-ți arăt. Știi că are 4 locuri, nu? 4 are? Da, nu e 2 locuri. Nu scrie câte kilograme are. Ia bagă-te în spate un pic așa. Bă, nu cred că intru. Da, mă, nu, n-are rost, n-are rost. Hai să trecem la interior să vedem cum se prezintă interiorul, nu? Că e... Modelul nu știu ce e, cred că e 2023-2022. Stați așa înainte să intrăm, să prezentăm interiorul. Chestia asta, contact. Și un buton de calorifer. Vărule.
Wow. Murim. Pe normal, da? Ia uzi pe sport. Ia. Aolo, cum a făcut trecerea. Băi, nu se aude că V8-ul meu pupsurile alea, știi? Alea de V8. Bă, de voi la tine se aude mult mai gros. Cred că și 2022 cred că a prins reglementările astea cu OPF-uri și cu astea. Deci avem un motor de 3.0 benzină, da? Deci avem acest volan superb. Eu l-aș face custom ca să-l fac mai agresiv și aș pune niște padele mai mari să te joci frumos cu ea. Dar e un volan frumos de fabrică, n-ai ce să zici. Avem aici modulul de condus. Uite, o dăm pe normal. Sport. Sport Plus. Wow. Se aude mai gros. Da. Și avem aici un butonaș care se numește Sport Response. Și când îl apeși pe ăsta, ai aici 20 de secunde în care ai putere maximă. Nu știu care sunt diferențele. Avem aici evacuarea, ochii ăștia de... Zici că-s doi ochi, zici că-s niște ochelari, vezi? Da, da. Avem aici suspensia Sport, care acum văd că sunt ambele roșii pentru că e dată pe Sport Plus. Și aici avem butonul magic. Dacă când apeși pe el, dacă l-apeși, o pui de latul. O pui de latul, asta am vrut să zic. Uitați-vă cum e schimbătorul. E foarte finuț așa. Da, e finuță. Băi, să știți că eu acum descoper împreună cu voi mașina, poate, nu știu, n-ați văzut la cineva vlogul 911 sau n-ați urcat într-unul. Nici eu n-am urcat într-unul până acum. Mă sună Imogen. Bă, da. Dar tu n-ai mai zis nimic de camera aia. Ce cameră? Zi, mă. De DJI? Da. Păi ți-am dat-o. Ce, mă? Ce, mă? Bă, e fac mare de farsă, bă. Filmezi cu ea? Da. Da. Bine, te pup, pa, pa. Bă, dar emoțiile are ceva cu mine, aș mă sună în continuu. Bă, că îi fac farse că i s-a răsturnat mașina pe trailer, i-a venit și lui Mogil mașina. Lovit. I-a venit, da. I-am făcut farse toată săptămâna că m-a sunat de la Plus că s-a răsturnat mașina, că l-am făcut mai farse astea și azi mă sună în continuu. Deci asta voiam să zic, că astăzi alegem următoarea mașină, adică testăm, ne hotărâm o mașină ca asta, nu poți să o iei, am văzut poze cu ea pe afară, mișto, trebuie testat, așa că mergem să testăm vărul. De ce nu zici vărul, ce îmi zici fără filmare, să-i dăm la uși control? Să de faci ce nu zici? Și un o lance control de aia. Nu, mă, frate, trebuie să învățăm mașina prima oară. Okay. Acum avem aici un pic de spațiu. Hai să încercăm Sport Response ăsta, zic eu. Adică trebuie să pleci cu el de pe loc, cred. De pe loc? Ba nu, da. Uite, Sport Response. Aoleo, băi, băiatele, bă, mașina asta n-are 440 de cai. Tarea mea 530 și nu pleacă așa. Și fii atent că nu i-am dat kickdown. Nu cred. Mi se pare că îi dau pedala și după aia mai are un clac așa. De ce nu faci ca la Tesla, dai bum? Stai, mă, un pic să învățăm mașina, cum să-i dăm așa direct. Trebuie să vedem care e hype-ul cu ea, nu? Să vedem și cum merge pe normal și pe sport. Ce vrei? Crezi că o mașină constă doar încât cum pleacă de pe loc? La... Sunt multe chestii de... Are o direcție foarte, foarte grea. Adică la mine la BMW trage așa cu degetul, știi? Asta e foarte grea. Adică este mașina cu cea mai grea direcție pe care am întâlnit-o vreodată. Pe bune? Da, n-am condus o mașină cu direcție mai grea. Dar mă gândesc, pentru că am mers de când am pornit numai pe Sport Plus, mă gândesc că din cauza că trebuie să fie rigid volanul acum, fiind pe sport, știi? Wow, wow, bă, dar nu înțeleg, are 440 de cai. Oare e ușoară, mă? Deci trebuie să căutăm urgent câte kilograme are. Mamă, bărul, e tare. E tare, bă. Mamă, și nu e kick. Nu, cum să nu i-a dat kickdown până acum? Și nici Sport Response n-a fost acum. Păi e foarte jucăușă mașina, e interesantă, e de studiat, nu știu, trebuie să o țin câteva zile ca să văd dacă e o alegere șmecheră. Eu zic vărul că o țin definitiv. Peste R8? Nu știu, n-am mers cu R8. Tu să-mi spui. Dacă nu ne-a lăsat domnul Andrei Cristea, să plecăm doar noi doi. Bă, dar iar mă fac așa fericit. Bă, mașinile astea, i-am zis și lui Daniel, îți dau o stare de bine, nu știu. Te fac să simți din nou așa cu un copil. Da. E tare și cum conduci mașini noi, că una trage așa, una trage așa, sunt interesante, știi? Asta e foarte interesantă. Mamă, chiar bine, cu Europa, chiar are ceva special Porsche, frate. Nu știu, nu, lumea nu vorbește aiurea, crede-mă. Foarte interesantă. Și cum se aude motorul și cum trage. Nu pot să înțeleg de ce trage așa tare, având doar 440 de cai. Cred că e posibil să fie și de la greutate.
cred că da, și că e motorul în spate, știi? Da, posibil. E, simt așa motorul în spate. Evacuarea nu scoate așa niște popsuri, bu, 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 da, da, niște mici, popsuri mici, știi? Da, da, știi că poți să o faci să facă să facă toate popsurile din astea. Accelerează foarte repede, dar nu are răspunsul la accelerație delay, ca V8-ul, ca mașina mea. A mea știi cum încep să o calci și pleacă, știi? Asta are un pic de întârziere, dar după aia accelerează mai repede. Cred că 0-100 are timp mai bun asta. Hai, vărule, că eu căutam rezervorul pe aici, în cața aici gura ta. Așa. Ia vedeți unde e, deci suntem prea săraci pentru 911, nu știm unde se bagă benzină. La roată unde se bagă benzină aici, în cața aici gura ta? Du-mă la roată. Ce? La roată. Acolo faci presiunea în roz, mă. Cum mă presiunea în roz? Bă, lasă-mă, mă, pace, că și așa am căutat o oră asta. Hai să vedem cât intră. Ești curios? Cât zici că intră? Faci full-ul? Ai avea vreo 80 range. Da. Cred că intră, fiam, 385. De lei? Da. Păi ce, are rezervorul mic? Eu zic că are rezervorul mic. Păi la câta mașină e? Zici hai că intră vedem. 600? Ce 600? De lei? Imposibil, păi nu intră la mea, intră 450 de lei. Eu zic că intră 300. Cât poate să aibă, mă? Mai jos de 60 de lei. Așa zic, 60-70. Deci e interesantă chestia asta. Deci motorul e în spate și rezervorul e în față. Mai bea mult vor? Bagă, bagă. La 400 de lei? Da. Eu cred că intră fără fund în ea. Io... 400. 50 de litri și mai avea 10 în ea. E de 60 rezervorul, cred. Da, mai știu tu ceva. Și aici trebuie să o frecăm bine, aici să nu cadă pe colan, că se pătează. Vor eu zic să o scutur bine rău, că o să vedem de fiecare strop de benzină dinăuntru. A, tu vrei mult. Să o scutur ca să intre tot, a? Papă mult. Ok, cât face în apariu că pică o picătură pe mașină? N-are voie. Ha, ha, bine. Bine. Când vin pompa alimentezi și pleci, că se plătește automat. Ah, da. Plătește băieții de la Porsche. Ia mamă, vărule, ce face cu mașina asta? Băi, eu cred că e de cumpărat asta. Pleacă M850U? Haideți cu oferte. Bă, eu nu vreau să vând acum M850U, dar dacă îmi vine o ofertă mișto. Am căutat pe Autovit, pe OLX, pe toate. În România nu există niciun M850U cabrio la vânzare. Pe lângă faptul că al meu are interior alb, este full problem. Wow. Mamă, ce jucăușe e, pe bune. E mai jucăuș ca asta fără număr. Da, tare, vărule. Deci v-am zis, M850i cabrio, PPF colorat, volan carbon, toate alea, 75.000 de kilometri, serviciul la zi făcut la BMW mereu, fără accidente. Vezi că e forță mașina mea să mor dacă te vin. Deci, bă, chiar da, mi-e place și chiar, da, chiar merită luată. Asta vărul. Bă, trebuie schimbate, nu știu. Fac și content cu mașina, adică nu... Și pe asta cred că dacă o iau un 4S, nu, eu nu o să o țin mult, că trebuie să le schimbi, știi? Trebuie să avem și bază să le schimbăm. Păi vinzi una, după aia scumpere alta, dar nu mi le cumpăr pe toate. Bă, vă, îți dai seama că pune luăm pe leasing cum fac tot. Și cum ai să pescobar? O iei în leasing, așa. Că oamenii șmecheri cum ar veni, nu dau toți banii o dată să-i blocheze. Logic. Nu că nu i-ai avea. Hai că avem dacă e. Hai că avem dacă e, așa. Așa și în leasing frumos te folosești de, de banii lor cum ar veni de mașina lor. Și ai și mașina. Și ai și mașina. Da, da. Și plătești ca și cum ai plăti chirie. Corect. Nu îmi plătești chirie, că e a ta. Okay, a ta, da. Ziceți în comentarii ce să facem, schimbăm mașina acum. Eu vreau în primăvară să mai prind și un pic cu cabrio, februarie, martie. Până aprilie așa să o dau pe a mea. Da, și pe asta poți să faci cabrio. Cum? Cu flexul? La mogoșul, cum zicem, megu, La migu? La migu. Ok. Fratele nostru. Deci îmi pare rău maxim că trebuie să o dau înapoi, dar n-avem ce să facem. Poate într-o bună zi o să ne luăm și noi ceva de genul. Ce să zic, e o mașină super interesantă. Nu înțeleg cum este atât de puternică la 440 de cai și motor doar 3.0, pentru că a mea are 530 de cai și 4.4, într-adevăr a mea se aude mai gros, mai, dar asta când o accelerezi în mers, se aude și că e mașină de curse, deci nu înțeleg, băi, ăștia de la Porsche, nu știu ce fac fraților cu mașinile astea, nu știu, sunt făcute prea bine, jur. Acum este Denisa în spatele camerei, care îi place viteza. Da, nu-i problemă, că am avut timp să o testez. Ziceți-mi voi în comentarii dacă mi-ar sta bine într-un Porsche 911. Nu mă las că Turbo S-ul e altceva, că să iați Turbo S, nu, e prea scump, vă zic sincer, e prea mult Turbo S-ul. Acest 4S mi se pare super mișto. Sunt curios dacă mai poți face chestii pe la soft, pe la popsuri, pe la astea, să o faci să se audă mai bine, că ea trage, bă, credeți-mă, trage, cred că mai tare ca o mașină 600 cai și cred că aici intervine și greutatea ei, pentru că e
foarte ușoară, nici nu știu, cred că mai mult de 1500 de kg nu are, chiar nu m-am interesat chestia asta. Dar îmi place rău de tot și până și când dai geamul jos, se aude că e greu, când deschizi ușa e grea, mânerul de la ușă și totul, uite, filmează pe aici. Totul e foarte bine închegat, e o mașină închegată și cum trage și cum... E o mașină bine făcută, efectiv. Nu, 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 nu! Bebe, lasă-mă și pune că sunt ultimele minute cu mașina. Îmi place viteza. Da? Da. Da, place, da. Ia să vedem, acum o dăm pe normal. Gata, s-a liniștit. Nu se mai aude tare. Ei, ce trebuie. Da, dacă am, asta a fost și vlogul. Lăsați-mi în comentarii care dintre mașinile pe care vi le-am arătat astăzi pe vlog vi se pare că mi s-ar potrivi și pe care ați vrea să o vedeți pe canal în viitor. Eu deja m-am apucat de testing, dar nu o să-mi iau acum, cam prin primăvară aș vrea să-mi schimb iar mașina. Lăsați acolo în comentarii argumente de ce aia, de ce aia, și ce să zic, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa.